Prudență. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Matei 24:4. Avem nevoie de prudență pentru a nu fi înșelați. Trebuie să fim vigilenți ca să nu fim victima oamenilor cu intenții rele. Totuși, constatăm adesea că cineva a profitat de neatenția noastră și ne-a păcălit la cântar sau ne-a dat o altă marfă decât cea convenită. Este neplăcut să constatăm că cineva ne-a considerat neatenți și a reușit să ne păgubească cu ceva. Ne hotărâm de fiecare dată să nu mai repetăm greșeala, dar șirul înșelătoriilor continuă. Sensul avertizării din textul de mai sus este cu privire la propovăduitorii din domeniul vieții religioase. Din nefericire, șarlataniile și înșelătoria sunt prezente și în acest domeniu, folosindu-se de carisma și influența personală, pe de o parte, și de credulitatea și lipsa de vigilență spirituală a ascultătorilor, pe de altă parte, unii învățători reușesc să transmită și să inoculeze idei personale cu privire la semnificația diferitelor pasaje biblice. Așa se nasc mișcări disidente sau tendințe de separare de biserică. Fenomenul de mai sus are cauze complexe, care îl fac să nu fie ușor de combătut și de soluționat. O parte din această problemă este calitatea slabă a pregătirii celor puși să hrănească și să conducă biserica. Atunci când apare un lider carismatic, neîmplinirea poporului pare să își găsească rezolvarea și noul învățător are imediat o mulțime de adepți fără discernământ. Atunci când o biserică sănătoasă împlinește în mod corespunzător nevoile interne și externe ale credincioșilor ei, riscul de apostazie și erezie este redus la minimum. Reformele autentice le preîntâmpină pe cele neadecvate. Cum mă pot proteja de acțiunea halucinantă a înșelătoriilor din lumea spirituală?